Un vaccin care a fost autorizat pentru folosire în urmă cu doar câteva săptămâni ar putea oferi un răspuns la una dintre marile dileme referitoare la aceste seruri. Accesul țărilor sărace la un vaccin împotriva COVID-19, care să fie sigur, eficient, dar și ieftin. Vorbim despre Corbex, un vaccin care se bazează pe o tehnologie mai veche, dar testată cu succes în repetate rânduri de-a lungul anilor. Acesta are și avantajul de a putea fi produs mai ușor decât celelalte seruri disponibile pe piață. Atunci când o nouă tulpină de coronavirus a declanșat pandemia de COVID-19, Hotez și Botazi au decis să lucreze la tehnologia pe care o dezvoltaseră cu ani în urmă, modificând-o pentru a putea fi folosită împotriva COVID-19. Asta deoarece virusul SARS-CoV-2 și cel care provoacă SARS au o similaritate crescută. Testele clinice au dovedit că cercetătorii aveau dreptate. Un studiu încă nepublicat desfășurat în India pe 3.000 de voluntari a arătat că serul are o eficacitate de 90% împotriva variantei originale a COVID-19 și de 80% împotriva variantei Delta. Testele împotriva tulpinei Omicron sunt încă în desfășurare. Povestea Corbevax începe în urmă cu aproximativ 2 decenii, în vremea când Peter Hotez și Maria Elena Botazi erau cercetători la George Washington, unde lucrau la vaccinuri și tratamente pentru anumite boli tropicale, mai degrabă ignorate.